Bun venit la Starea Zilei, începând de astăzi la Digi24. Sunt câteva chestii pe care eu nu le înțeleg la alegeri. Primul e ăla cu, oamenii cultivați stau acasă, nu ies la alegeri. E, nu serios, dar cât de cultivați sunt dacă nu ies să voteze? Sunt atât de cultivați încât văd în democrație o chestie fumată? E, democrația. Ce chestie demodată, e pentru inculți. Tot aud asta de-aseară. Tinerii ăștia cu studii, ăștia nu ies la vot. Ei bine, eu nu cred că e adevărat. Mersul la vot nu ține de cultivare, nu ține de nimic altceva decât de respectarea regulilor pe care noi, ca niște unii care formează o societate, le-am stabilit. Anume, fraților, la 4 ani alegem cine să ne conducă pe mai departe. Așa am bătut palma în Constituție, nu? Cei care nu ies, nu vor, punct. Dar și asta face parte din democrație, ca unii să nu voteze. Mi se pare puțin jenant așa să te rogi de unii și de alții. Haideți, n-o să vă ia decât jumătate de oră. De asta ține viitorul nostru. E ca și cum încerci să convingi o fată cât de tare ești tu. Frate, dacă ea nu vede, n-are sens să mai insiști. Apoi mai e ceva. Urgența, panica. Haideți, dacă nu ieșim, pune nu știu cine mâna pe țară. Ne scufundăm în întuneric, vom muri. Nevestele ne vor fi violate, caii ne vor fi vânduți pentru organe. Doamne, după 26 de ani de ce facem noi aici, după intrarea în UE, intrarea în NATO, după ce ne-am înfipt scutul antirachetă în frunte, noi o ținem tot cu de-astea. Unii poate de-aia nici nu mai ies la vot, că prea i-am speriat de fiecare dată. Dacă nu ieși, copiii tăi vor trăi în sărăcie și suferință. Zici că suntem niște preoți din Evul Mediu. O să ardeți în flăcările dictaturii dacă nu ieșiți la vot. O să trăiți în zmoală o eternitate. Și totuși ați văzut? Oricâte avertizmente s-ar da că va fi nasol, urât, tot au politicienii resurse să ne surprindă și să ne dezamăgească. Vă aștept mâine la Starea Zilei, iar de la 1 august la Starea Nației.